Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție de Folk și Vorbe Într-o seară foarte, foarte caldă de primăvară Mi-am duce aminte de plimbările mele la munte în vara lui 75 Foarte relaxantă, împărțeam lumea de oameni tăi. Oricum, aici în studio cu mine, asta seară, este artistul de folk Paul, Paul. Uh, ce ai de spus despre tine? Fată verde cu părul pădure. De unde ți e inspirația asta? Ești o izvor nesecat de... Lespede însumplări. verde cu vopsea galbenă ca să semnalizeze faptul că este o lespede de care te poți agăța într-un platformer. A, nu se mai fac ce de genul ăsta, nu mai poți astăzi cu corectitudinea politică. E Iosif Sava nu ar fi fost mare. genul ăsta de persoană. Iosif Sava, mm -hmm. în Ilustrul Iosif Sava, făcea recenzii mm -hmm. de muzică sinfonică. Eu sunt uh, Edgar Jovovici, uh, uh, folchistul. Edgar mi-a zis doar heads up, folk și vorbe. Dar nu mi-a zis, pregătește și tu un persona de folkist că pe care să te intervievezi la un show inventat de radio. Ceea ce aș fi putut -a să fac? Aș fi putut să fac, aș fi putut. Nu, era, era gluma, gluma literalmente erau primele 5 secunde în care zic folk și vorbe. Haha, pe călarea de 3 aprilie, pe 3 aprilie, fraierilor, pion, pion. Dar nici măcar nu ai zis folk și vorbe. Ba da, am spus folk și vorbe. Ai început cu folk și vorbe ora. Roll the tape, Jimmy! Vom afla Roll când de tape. Vom afla când editez și poate, poate și șterg. Poate șterg ca să pară că eu am avut dreptate. Puterea este la mine. Urăsc 1 aprilie. Eu. Oh, nu, de fapt nu urăsc. Nu, îmi place. Urăsc corporațiile de 1 aprilie. Sunt oribile. Nu, no, uh, nu. îmi plac Nu, doar corporațiile. Uh, nu doar corporațiile. Mie îmi mie plac, mie -mi plac ghidușiile. I like Ghidu it. Ghidușile sunt ok. E, e, o, e o chestie distractivă în principiu, doar că nimeni nu știe... Nimeni nu -a, a prins vibe-ul de 1 aprilie. Nimeni din prietenii tăi nu știe că înseamnă să faci ceva uh, inteligent și nu doar să îți minți prietenii. Hei, te-am mințit, prostule. Uh, am... Uh... Am, 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 stat astăzi pe net uh, în ziua oribilă de 1 aprilie și am, 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 privit o grămadă de chestii. A, au fost chestii bune și chestii rele. Not gonna lie about it. E, uh, în principiu, nu prea... Ok, nu că nu-mi place, dar uh, mi se pare like that's not an April Fool's să-ți pui uh, nu știu, proiectele netestate din jocul tău sau chestii de genul ăsta pe care cum le făceai, dar, you know, it's kind of offbeat și uite, 1 aprilie, uite ce are jocul meu, Psych sau Unless. Și chestia aia nu-mi plac. Blizzard făcea chestia asta foarte des pe vremuri. Era like, hei, pandareni în Warcraft 3, ho ho Unless, Unless. Știi ce, mă, două chestii astăzi. de anti M-a enervat. Dar a doua. Ok, trei chestii m mai enervat astăzi de tia aprilie. Pe lângă faptul că ți-am luat at face value întrebarea de pe Discord și am început să-mi iau timp din zi să-ți explic o chestie. Asta a fost ok, asta a fost like. Nu a fost enervat, a fost like, ok, fac. Regular Edgar bullshit. m Mai enervat faptul că botul de Discord care ne anunță când sunt chestii gratis, ne-a anunțat că e PalWorld gratis și când dai click pe ăla de Pal World, era Rick Roll și... A, a făcut aceeași glumă ca și mine! Da, exact. Doar așa ca să faci idei. Ești la fel de deștept ca botul de Discord care ne, dă, ne zice când e gratis ceva pe Epic. Așa. Nice. Um, m a enervat pentru că nu asta este funcția ta. Funcția ta, you, you, you spread butter, cum era. You, you pass the butter. Rick and Morty da, joke, da. Da. whatever. Nu, tu, tu nu faci glume tu ai o utilitate, e similar cu browserul, nu înțeleg de ce toată lumea are browserul Opera GX, I don't get it. E browserul de gamer, antisistem? În, în primul rând nu că e, anti e tot Chromium, în primul rând. Doamne, ți-am zis, nu că ți-am zis ție, că am spus pe stream la un moment dat de sen, în care s-a luat în gură cu Chrome, Opera GX și a spus că e fake browser și era like my brother in Christ, este aceeași chestie. Da, da, Anyway. Deci pe lângă faptul că e doar Chromium, că toate browserele în afară de Firefox și Safari sunt Chromium, like, indiferent ce ai, ai ori Microsoft Chrome, ori Google Chrome, ori uh, Opera Chrome, ori una dintre ele... Pe lângă asta, într-un într update au băgat uh, o glumă. Și acea glumă era un uh, scare cu Eric Andre. Îți apărea un scare cu Eric Andre din browser. Like, dacă mi apare o genul de, asta de chestie, e pur și simplu dezinstalez browserul ăla și-mi iau un browser serios. Care mă, care măcar doar îmi fură datele. Măcar doar îmi vinde Hai. datele la un data broker, știi? Abia aștept să facă un Alexa din America gluma cu uh, zici ceva și uh, primul răspuns să fie... Uh, Ok, calling the cops. What? No, no, no. Ahaha, April Fools. What? Și după aia tu pe tine de frică. Eu cred că deja au dreptul să ia asta. Asta a fost prima chestie care m-a enervat. Și a doua chestie care m-a enervat, Da. Știi, botul de Discord, man, ești acolo ca să zici când sunt chestii gratis. Ziceți, taci, nimeni nu vrea sau așteaptă glume de la tine. Și a doua chestie care m-a enervat este... Mi-a apărut un pop-up pe Discord cu... Ia-ți lootbox-ul introducem lootbox-uri, deschide lootbox-ul. Trebuie să apeși pe lootbox să deschizi, dar eu nu voi ști niciodată ce se întâmplă când apeși pe butonul ăla, pentru că am dat pe butonul de dismiss pe care scria didn't ask și am dat dismiss. Ceea ce, ok, like, fair enough, e o glumiță, weeks, așa. Dacă ar fi apărut în altă zi decât la două sau trei zile după ce CEO-ul Discord a zis că urmează să bage reclame, în Discord, poate m-ar fi atins diferit această glumiță. Da, dar vezi tu uh, April Fool's ăsta era programat de am jumătate scris, de ani. Am scris exact asta, Iber. exact asta am scris <laughs> acum jumătate de oră pe Discord. Da, asta e chestia, că era programat de jumătate de an, s-a lucrat la el, s-au cheltuit bani pe el. Nu poți să-l anulezi doar pentru că ți-a lansat PR Nightmare ceo acum câteva zile. Ce să faci? Yeah. Nu-l mai dai? Trebuie să-l dai. Tu vă în gură. Da, da. Îl dai, îl dai. Nu o să mă, -o să contenească să mă uh, uimească vreodată. Tu p ăsta nesimțit al corporațiilor. Da. Știi? Au tu maxim. S -s glumele, de, glumele de genul... Sunt aceleași glume pe care le face poliția română pe pagina de Facebook MAI oh, în care da. zice ha-ha-ha da. grijă mare la Antol pentru că altfel vă arestăm vă băgăm la pușcărie vă distrugem viețile vă, vă absolut obliterăm viitorul vă, vă vânăm cu câini să vedem dacă aveți droguri la voi și vă băgăm în dubă și vă batem. Hi-hi dar gen ghiduș. Taci, da, nu. Nu e... La. Nu poți crea starea asta de nu știu, raportul ăsta de prietenie dezarmantă da. când tu ești mega corporație sau instituția ești... statului care da. literalmente are ești... monopol pe violență. Da, ești organ de represiune al, al statului, du-te și bate da. în continuare oameni băgați în dubă și taci în pula mea, că nimeni n-a întrebat nimeni. Da, we're not friends, you don't get to make jokes, ah. uh, te, te scuip când te văd pe stradă, if I can get away with it, I can do, I'll do whatever I can get away with, nu cooperez cu tine, fuck off, Okay? That's it. Oh, glumițe, taci! Eu, eu nu, nu mai pe tine, nu mai aprilie, Din motive care nu țin neapărat de aprilie, ci țin de modul în care lumea relaționează și se comportă de 1 aprilie. E, hai. Deci azi eram pe Discord și ca să vă povestesc ce s-a întâmplat, eram pe canalul, it's a fun place Discord-ul nostru, veniți, aruncați un ochi, nu vă place, ok, dar uh, eram pe canalul de filme și seriale și uh, e, e, o, o persistență mema asta că Andor e foarte, foarte, foarte bun, dar foarte puțini oameni l-au văzut, uh, pentru că e Star Wars, nu no, nu no, no, care about Star Wars în general, adică trebuie să, trebuie să fii un, ori un om care trebuie să urmărească toate chestiile care apar ca să scrie despre ele sau să fii foarte pasionat de domeniu. Anyway, ce că e bun, Andor? Anyway, și întreb dacă a văzut cineva Andor, like pentru prima dată, am văzut un trailer de dimineață, știe cineva cum e acest Andor, că, că e ok. Uh, și Paul uh, îmi răspunde și îmi dă o explicație acolo că e cel mai uh, Star Trek Star Wars și l-am Say No More, ce e Star Trek? -a <laughs> Paul -a, a zis, a, ești în goblin mode, ok, pa. N-a fost prima chestie pe care am zis-o, am, am, explicat contextul acestui serial din furnitură de da, da, informații da. pe care le aveam. <laughs> cu asta trebuie. Da, da. Uh, uh, bun. păi, ce că e bun. Hey, ce că e bun. Ar fi, ce că ar fi bun. Foarte bun. Uh, super. V-am păcălit de 1 aprilie. Nu e folk și vorbe, este all vorbe. Cel mai insistent podcast de gaming din <laughs> folk România. folk vorbe. No. O, oh, doamne. Ascultam, uh, e o emisiune pe Rock FM, uh, Folk you, cred că îi spune, nu știu dacă îi spune Folk U sau la festival. whatever, e emisiune de folk seara pe Rock FM Și uh, prezentatorul este cel mai, uh... ah, ok, nu vreau să-l insult foarte rău, dar are păreri de la de om liberty loving, uh, uh, ex-decembrist, uh, uh, comunism a fost rău, but look at how much liberty we've got nowadays, uh, foarte individualist Și de, de fiecare dată uh, e, like, spune prostii man, I just want to listen to, uh, vreau să ascult a 5000 oară piesa aia de la Emeric Imre, -un pula mea mm. și dă melodia. Sunt DJ, Touch. de asta, de asta asculti radio în GTA, de asta asculti și Folk FM. <fie> Folk FM, Rock FM. Că muzica o ai, muzica <fie> o ai și pe YouTube, o ai pe Winamp. Pentru tine o ai pe Spotify, o peste tot. Nu, 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 nu. Tu asculti pentru intervențiile în ale DJ-ului. Perfect. Pentru să-ți întrerupă când e cea mai bună parte din piesă și să zică ceva peste melodie în timpul unui fade-out și după aceea să fade back in în jumătatea solo-ului. Bun, Paul, ce stai ai jucat săptămâna asta? Bă, sunt într-o poziție ingrată pentru că, deși m-am jucat ceva, nu știu că aș fi neapărat pregătit să vorbesc despre acel ceva, dar în același timp nu știu dacă Paul. acel ceva va evolua atât de mult încât să mai vorbesc despre el altă dată, dar vom vedea. Paul, ce îmi faci? Are you gonna leave me Pista liberă? Nu, no, uh, free, free track, cum e de în Romania? I not I neaparat leave you free track I I speak a little just uh, just the speak. tip just speak. tip of uh, just of, just story. Uh, ok ok ai <laughs> jucat Sid Meier's Pirates <laughs> da ok bun o să mă poți ajuta cu asta ai Am jucat ambele Bun. Eu am jucat acest joc numit Sailing Era, recomandat de Friend of the Show and Myself. Cum uh, cum dacă era în comentarii? Eu îi zic Vespasian că așa e pe Discord. E Mihai în comentarii. Whatever. Vespasian. Așa. Așa. Care mi-a recomandat acest joc. O dubioșenie din aia de, doar eu l auzit de ea. Uh, e un joc chinezesc, care na, jocurile chinezești foarte rar străpung uh, The Great Firewall și ajung și în, uh, și în vest. Adică și... să, să înțelegeți, chiar e un joc făcut în China. Nu e de da, nu e, o, sau nu ceva. E o chinezărie de joc sau ceva. Nu, e un joc făcut no. în China de o companie chineză numită uh, GY Studios, cred, dacă mai de... GY Games, publicat de Bilibili. N-ați auzit în viața voastră aceste okay. două companii. Și este un joc foarte ciudat, în sensul că e un simulator, Nu uh, un simulator naval, neapărat. E un simulator de comerț și navigat prin, uh, printr o Perioada istorică anacronică e, Ma, e un fantasy, grosul, uh, e un, early or, modern, oricând între secolul XIV și secolul 19. Ok. cu o estetică profund anime, cu elemente de visual novel, cu tot felul, dar... Cred că, pa, Paul, cred că ai dat ocazia să spui cu estetică de desene chinezești. Pentru că de desene e de chinezești. De, e, e, arată ca niște desene chinezești. Și acum, eu jucându-mă acest joc, am realizat da. în timpul streamului că e foarte asemănător cu ceva ce am jucat eu deja. Și acum vreau ca Edgar să mă oprească de câte ori zic ceva și să zic că, nu, Paul, nu e, nu e ca în Elite Dangerous, ci e ca în Sid Meier's Pirates. <laughs> A good bit, let's do it. <laughs> pentru că seamănă foarte tare din ce am jucat eu cu Elite Dangerous, și nu am jucat Sid Meier's Pirates. Și, evident, e un joc naval. Mă îndoiesc că doar Elite Dangerous are acest uh, sistem. E... Da, Cred cre, 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 cre că tu, tu ai făcut, ai poguit la sistemele de comerț și economie care sunt cam like, what else can you do cu un sistem mm -hmm, de comerț și mm -hmm. economie? Anyway, da, hai să vedem. Da, ce e hai. În, în mai multe, multe privințe asta. e în principiu un okay. sandbox. E un sandbox. Îți faci, da. îți iei nava cu tine, îți pui, îți echipezi nava cu diverse echipamente, ce tunuri, ce vele, ce căcaturi vrei, cât de mare să fie nava, ce cameră să ai în ea, ulterior ajungi să, pe măsură ce deblochezi de um, sisteme noi, deblochezi elemente noi de gameplay, poți să pui chestii mai avansate și îți dă module noi și așa, currently dangerous, îți cumperi nave noi, hulls noi pe care pui toate chestiile astea, mergi din port în port, în port cumperi uh, marfă dintr-un loc ieftin și o vinzi în uh, alt loc mai scumpă, dacă vrei, dacă nu vrei, nu car nimic, dacă vrei, te duci și faci bounty hunting și te bați cu nave de pirați care facă caturi. Sau poți să faci uh, special orders pentru autoritatea portului care are nevoie de 50 de cargo holds de cărbune și ei n-au cărbune și mergi unde este cărbune și le aduci înapoi. Sau poți să mergi în overland expeditions, să faci descoperiri noi, currently dangerous, să descoperi animale noi, plante noi, uh, fucking temple pierdute și orașe, whatever. Poți să... trebuie să mergi să ai grijă că să ai tot timpul provizii pentru drum, să ai grijă să ai tot suficient marinari, pe lângă crew members ăia importanți cu skill-uri și stats care îți dau bonusuri, ai și marinarii ăia nenumiți care sunt doar staff-ul vaporului care se ocupă de alte da. chestii. În fine, chestii de genul ăsta. E foarte, e foarte freeform, e foarte open-ended, poți să faci cum vrei și ce vrei tu, să te plimbi deschis și liber în foarte mare parte. Zimi cât din asta este în Sid Meier și cât nu e. Are un end state jocul ăsta? End state nu știu că n-am ajuns încă la el. Are cu, cu siguranță are o poveste, are un main quest okay. pe care îl urmezi, o să vorbesc despre el mai încolo, dar vreau întâi să văd, să văd din, din sisteme, câte ăs uh... pe, pentru că Sid Meier's Pirates e mai degrabă un board game joc video. Uh, e e un uh, ești un pirat și you have to be number one și faci mai multe activități, cum ar fi găsești bucăți de hărți de comodă ca să mergi să sapă o comodă pe o insulă. Îți arată un waypoint și te și la ea. În portul ai mai multe opțiuni, poți să vrăjești domnișoara fata guvernatorului dansând cu ea într-un minigame de rhythm. Uh, sau uh, bătând, nu, luând un bounty de la un pirat uh, rival uh, Sunt toate facțiunile pe care le aveai în care ai bai francezi, Ai francezii, ai englezii, ai olandezii Și te bazi, nu știu, dacă mergi într-un port francez Te bazi cu olandezii, te trimite să-l bazi în cuștucare Chestii de genul ăsta sunt like mini, mini obiective pe care le faci Toate îți dau score And you get to be the number one pirate și gata okay. right, That's the end of the game O fi poate alte jocuri cu temă maritimă care au Știu? Știi, care e momentul în care mi-am dat seama că băm o joc el e Dangerous? Când am văzut că este o mecanică în care poți să fondezi o gildă dacă, dacă faci suficiente questuri de oricare, de combat, de trading pentru un anumit port, primești permis să, că crește loyalty-ul acolo, să fondezi o gildă în acel oraș și din acea gildă poți să poți investești în ea bani și după aceea să crească nivelul de dezvoltare al portului și să-ți deblocheze servicii noi și features noi și de astea. Și o chestie oh, oh, similară am văzut jo și în Elite Dangerous. Jocul ăsta merge mult mai în detaliu cu toate chestiile astea. Da. I can okay. my is a fun little thing you finish in an afternoon. A, ah, ok, am înțeles. Credeam, eu credeam că e o chestie mai deschisă. Bun, Bun deci no. este, e, după, după, gusturi, e un ex sau un, uh, sau un Elite Danger sau jocurile astea de trading mercenari mercenariat spațial, dar pe mare, dar pe apă. Acum, am, uh, Contextul acestui joc e că îți alegi un personaj cu care să începi și poți alege o fata unui nobil de undeva din China, un băiat care cred că era ori ronin, ori samurai din Japonia, un pescuitor de perle din, și cred că și pirat din Arabia sau un băiat de undeva din Europa de vest, mai știu dacă din care din țări. Da. Și acolo, acolo începi și fiecare are povestea sa separată are un main story care îl va căra pe tot globul ca să facă tot felul, își adună un, un echipaj de personaje care sunt introduse tot așa în mini eventuri care arată ca un visual novel, vorbești cu personajul, faci un quest, vine cu tine, are skill-uri, crește în nivel și crește, îi cresc îi abilitățile. Și eu doar să vă spun că mă, mă stresează foarte tare când deschid character sheet și trebuie să caut cât are personajul meu în geografie, în humanities, biologie, calculat, um, observa spirit de observație. Are atât de granulare skillurile. E... Da, E foarte greu de ținut, de ținut pasul. Dar îți faci cu ăsta principal, îți deschide încetul cu încetul um, tot felul de mecanici noi și sisteme ale jocului și începe să te direcționeze încet, încet prin lumea deschisă, care momentan m-am învârtit în 10-13 ore de joc, m-am învârtit doar prin Oceanul Pacific, partea aia, Coasta Chinei, Japonia, un pic de tot din Indonezia, Filipine, Corea, Singapore, zona aia. Foarte puțin din hartă. Harta e tot globul. Da, da. Deci ai tot globul, ai Americile, ai Europa, ai tot. Și nu m -am, nu, n-am trebuit să mă de acolo și simt că aș putea să mă joc încă zeci de ore doar în zona asta cu cele câteva zeci de porturi la care am acces acolo. E imens, e imens tot ce trebuie să, să faci aici. O, e exact ca în jocurile Paradox. Oh, Pog. Apropo de vrăjit fata guvernatorului, aici e o mecanică în care în unele porturi, în toate porturile au un restaurant sau o tavernă sau un tea house. Asta îmi place iar că în funcție de flavorul portului are alt flavor localul. În unele restaurante, în unele tea house, în unele o tavernă, în unele jocuri ai shop, în altele ai trade store. Aceeași chestie doar se numește diferit. E, drăguț. E drăguț, e cute. Și în unele din orașe, în unele din porturi, în tavernă, ai o pangiță, ai a, a server. Whom's the breasts boobily at you? Oh, let's go! E această fată anime, nu nu tot timpul, dar de ce mai multe ori cu Songe uh, cu uh, foarte, uh, foarte generos uh, dotat uh, fiziologic, care are acest. Nu, nu pot să zic un minigame. Nu e romance, e, e ca creepy. Efectiv, bei un păhărel cu ea. Și ați spune un... Uh, zici, ai auzit vreun zvon? Și ea zice un zvon. Și zvonul ăla se materializează într-un indiciu care se pune în jurnalul tău. Hei, dacă mergi în aprilie în locul ăsta, o să vezi ceva interesant. Lumea spune că uh, a văzut pești cu aripi. Și mergi acolo și descoperi peștele cu aripi care e descoperire nouă și bla bla bla. Și după ce mai poți să bei un păhărel și se poate întâmpla să te prea tare și să pierzi două zile de, uh, de, joc. Și mai bei un păhărel și poți să-i pui, spui tu ceva. Și în momentul în care vrei spui tu ceva, ceva, ea zice în termeni mai vagi, ei, am auzit o chestie interesantă, la un moment dat, bla, 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 îți spune că au auzit o chestie interesantă despre o plantă care crește nu știu unde. Și atunci tu te prinzi că asta e interesată de plante. Și tu te uiți în toate descoperirile tale și alegi o chestie legată de plante pe care să o spui înapoi. Dar nu ai o chestie legată de plante, că ai doar 5 descoperiri, așa că îi spui de niște... Îi spui de... Că ai descoperit ursul panda undeva în China. Deci, ce te-mi pula mea, de ce de ratat? Ți se pare interesantă chestia asta? Îți voi doar 10 approval but there is a chance but so you're saying there's a chance și ăsta e minichame de vrăjit n-am deblocat toate trei inimioarele de la vreuna dintre chelnerițele hangițele humst, breast boobily at me deci poate este mai încolo jocul e destul de wholesome adică nu cred că nu cred că e ca să dai acolo nu cred că e de riz cred că e doar de you have a love interest acum poate că poți să o iei pe navă și o țin cabina de parteneră cum aveau pirații știu că sunt chestii și de romance și de astea. Anyway, eu mă joc acum cu uh, prințesa din China care vrea doar să vadă lumea și să descopere care interese academice și din astea. Așa că questul ei e legat de a descoperi și de a vorbi cu cât mai multe culturi și de din astea. Și am tot felul de questuri care mă plimbă prin alte porturi și am adunat deja jumate din cast din One Piece cu ea și e totul așa. Celelalte personaje yeah. au alte, alte moduri de a merge. Na, Cam asta e gameplay-ul jocului. E un sandbox în care ai și o anumită direcție cu main quest, side quest și indicii care zic descoperă asta, 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 asta. Și în ăsta e doar sisteme. Și sistemele astea sunt extrem de stufoase. Porturile pot să aibă cădere economice, boom economic, pot să... Elite dangerous. Pot să aibă plague, Elite dangerous, și să îți scadă foarte mult cerințele. Poți să profiți de... Să faci profiteering. A, aveți plague, înseamnă că vă trebuie medicament. Uite, v-am adus ceai verde, gen. E coaie! Cuma! E genul ăla de joc, dar trebuie să fii dispus să tolerezi un sistem de meniuri incredibil de obtuz și de enervant de navigat. De fiecare dată când intri într-un port, am zis că era și mai rău la lansare, că am citit și niște review și mi-au zis și vezi a, nu. nu de asta, că nu știu cum e a la jocul la lansare. Ideea este că eu sunt un stup cu toate alifiile cu jocuri de genul ăsta. Am jucat la I I've played my share of Chinese da. erotica RPGs <laughs> Interesant că spui asta, nu știu ce legătură are cu jocul meu wholesome cu marinari. Au cele mai proaste meniuri din istorie da, dar când, dar când ai un, uh, un scop bine clar definit, ești dispus să uh, tolerezi chestiile Ignore astea. Da, da, da. <laughs> Și nu e pentru toată lumea jocul ăsta. Pentru mine e, da. că eu sunt genul de om care... O să fac, o să fac dansul tău, o să fac dansul ăsta în fiecare fucking port. Da, am intrat în port, mă duc la restaurant, apăs butonul de treat, mă costă wow, 100... Pirates Oh! Mă să... dans în fiecare da, exact. O să dau 100 de bani care sunt nimic să cresc înapoi moralul marinarilor. Putea să fie o chestie automată, dar nu, e trebuie să dau click pe trei butoane ca să fac asta. O să recrutez da. marinarii care, ca să-mi umple ce-am pierdut pe mare când ne-am bătut cu pirații. După o să apăs butonul de Assign Sailors ca să-i asignez la aceeași fucking rată pe care i-am pus de fiecare dată, după care o să mă duc să cumpăr de la magazin chestiile ieftin ca să le vând scump în alt port și da, o să mă duc să dau click pe trei butoane odată ca să-mi repar nava, după aceea să merg în alt meniu să dau click ca să-mi asignez să-mi setez cât vreau să am supply și cât vreau să am cargo space. Niște chestii este extrem de nervante de făcut de fiecare dată în fiecare port, dar le fac. E ok, dar nu i pentru toată lumea. Nu i pentru toată lumea să deschidă meniul și să aibă un tab care e Questuri unde sunt și indiciile și alt tab care este knowledge unde ai descoperiri care sunt tot un fel de indicii, dar nu sunt în același loc grupate cu indiciile. Și după aceea să ai trei taburi separate pentru personaje, unul cu character overview, unul cu echipament și unul cu skill. A, și echipamentul și inventarul sunt în taburi separate. Ai patru taburi cu um, care țin de personaj. E e o chestie. A, și m-am prins în genul din urmă, că când investesc într-o gildă, banii ăia și îmi scrie acolo cost, minus 10.000 pe lună. Ce? Am investit bani ca să pierd bani pe lună? Nu, nu, nu. nu. Tu investești un pool de bani, te duci și bași 50 de mii și îi lași în oraș acolo și din acel pool se te extrag în fiecare lună câte 10 mii până rămân 0 și cât timp sunt bani în fondul ăla, crește una din ramurile în care ai investit. Adică ori tehnologie, ori trade, ori populație. Sounds like a time waster în cel mai apreciativ mod posibil. Da. Este. Uh, te plimbi, faci o grămadă de chestii, uh, ai tot timpul o decizie de luat undeva. Da. E un joc de la, Cu siguranță este. Și nu este neapărat un time waster, că mie e să cred că atunci când mă joc nu mi pierd timpul, dar înțeleg nu, nu înțeleg Mult ce zici, bine. Da. Time eater. Uh, da. E un joc confi. <laughs> Pentru mine e un joc confi. M-am jucat, merge pe Steam Deck, da. am insistat să mă joc, probabil că e mult mai tolerabil să mă navighez pe niurile astea cu mouse-ul și statura. Eu am încăpățânat să-l joc cu uh, controller, pentru că știam că o să vreau să joc pe Steam Deck, alternativ cu PC-ul. Da. Weekendul ăsta n-am avut timp să stau la PC deloc. Mi-am dat seama, duminică seara, ieri, că scaunul meu de birou e în același joc în care l-am lăsat vineri uh, seara, că l-am într-o anumită poziție, că știu că o să dau cu aspiratorul sâmbătă. Nu m-am așezat pe acest scaun tot weekendul. Și cu toate asta am băgat vreo 5-6 ore de sailing era pe Steam Deck. Po, poți să spun le -le, lejer că ai ales violență să ale, să joci cu gamepad-ul jocul ăsta? Te cred. Uh, și tot ai distrat. Da, a asta e chestia. Sistemul de combat, iarăi, poți să-l ignori complet în afară de unele lupte um, obligatorii din story, dar pentru mine, cel puțin, mi se pare că e cea mai rapidă modalitate de a face bani. Adică mă duc, iau un bounty, mă duc cu mulți pirați, mă întorc. Și e longship combat. Da. Trebuie să te poziționezi în așa fel încât să tragi cu tunul în navă și chestii de genul ăsta. Am văzut la tine jucându-te niște combat și un uh, moment, cel puțin din văzute, pă pare mult mai uh, comfortable la din Sid Meier's Pirates. Uh -huh, uh -huh. Acum, da, e din ce țin eu minte și ce am văzut la tine, deci uh, you know. Nu pot să că... Dar în rest totul, tot, totul la jocul ăsta este mult peste ca, ca, ca adâncime, ca profunzime de, de mecanici. Mult peste Pirates. Că Pirates aici e un, like a, Am un board game-ish type of game. Am înțeles. Deci, dacă vă place genul ăla de joc, cum sunt simulatoarele sandbox de trading, bounty hunting și din asta. Și așa, puteți să încercați să vedeți dacă vă place ăsta, Sailing Era. E drăguță și partea aia de... Uh, cum se zice? De um, visual novel cu personaje. Se arată foarte frumos. A, by the way, arată super superb, arată superb background-urile de, de oraș când ajungi, sunt frumos desenate personajele, nu doar hangițele, humst, breast, at you, dar efectiv totul, totul e foarte, foarte frumos desenat, intri în, uh, intri în, com, mă rog, în, combat, în zona aia de open world, de navigat, care, în care e 3D și te deplasezi pe, pe hartă și arată la fel da. de bine, dacă nu mai bine decât uh, Skull and Bones, paranteză, 2024. Arată mai bine. <laughs> e un joc interesant. Uh, Cavea Temtor, nu vi-l recomand, nu pot să-l recomand, nu pot să-l recomand. Să recomand cu conștiința curată. Pot doar să vă zic că trebuie să trebuiască să, să tolerați niște chestii de, de design ciudat, de meniuri stufoase, de sisteme la fel de stufoase și câteodată ridicol de granulare. N-am descris nici o parte din chestiile pe care le-am găsit și vă repet momentam am învârtit doar prin sub 10% din uh, harta completă a jocului. Dar da. e un joc acolo care pentru un set foarte specific de oameni poate să fie distractiv. E, e, e ceva acolo, îmi, îmi place. Nu știu dacă mai. aș spune că dacă, dacă ați jucat un nu știu, un Disgaea, un. Uh... Uh, my time at uh, Porsche's, uh, um ups, a Porsche's a maps de la că grămadă, Jesus fucking Christ, uh, cam acolo să e nivelul de meniu, ok? Deci dacă ați tolerat aia, o să tolerați și ăsta și uh, n-aveți decât uh, lucruri bune de jucat în el. Vreau doar să închei cu o glumă făcută de Vespasian pe stream, că ăsta nu e un JRPG, este un CRPG, a Chinese Role Playing Game. Este, este. Nu știu dacă o să mai descoper suficient din el, cât să mai vorbesc și altă dată. De aia e genul de chestie, știi, la elit am stat 3, 2 luni de am tot jucat și am zis bine, ok, cred că sunt pregătit să vorbesc despre el, că nu mai descoper mare lucru în el. Cred că e la fel și ăsta. O Să să mai descoper niște chestii, poate să mai fac un follow-up la el, habar n-am, dar yeah. cred că e ridicol să zic, a, aștept să-l termin întâi și după aceea o să, da, poți termin un run de jocul ăsta, dar nu o să vezi toate elementele pe care le-a redoferit trecut. Te voia să și cu Sider Kings 3 înainte să vorbești despre el, dar uite. Da. N-ai terminat. Așa este. N-am terminat cu Sider Kings 3. Asta este. Bun. N-ai ajuns la 1400. Am ajuns o dată. O singură dată am ajuns. O dată. Ok. Cu Dar nu pentru că nu, nu puteam, dar câteodată, în Sider Kings se întâmplă chestia aia în care pierzi, Pierzi ceva foarte valoros și îți vine să abandonezi ranul, deși nu ar trebui, jocul nu, nu i făcut să fie așa. Jocul e făcut ca dacă îți pierzi Imperiu și te întorci înapoi la un county, să joci în continuare, că acolo e distracția. Dar ne noi dresați da. în creier cu alte yeah. jocuri. Căutăm, uh, nu știu, un deal un build ok, un, uh, o cale de câștig, să ajungi până undeva. Oricum, yeah, that game is never meant to be finished și probabil că nici Sailing era, da. probabil, I don't know. Are, e de jucat. să știu că are un. ce puțin poveste, are un, final? Are un, un final. Ok, ok, ok. În fine, Sailing Era, vedeți în funcție de. Ce, dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut ce am zis aici, aruncați un ochi peste el. Na, e un joc de care e posibil să nu fi auzit, dintre astea de care vorbim aici de obicei. Da, anyway. ahoy, my mates. Sau cum se zice în Japonia. Ahoy, my mates. Anyway, uh, Edgar. So! <laughs> Am avut o dilemă weekendul ăsta, Pe lângă că am, am băgat foarte mult... Am băgat foarte mult Grim Dawn pentru că a ieșit video lui Noah Caldwell Gervais de 79 de ore și am zis să joc și eu un joc similar, dar nu vreau Diablo, așa că am băgat Grim Dawn. Mă bucur să scos Noah Gervais acest video pentru că pot și eu în sfârșit să văd care e faza cu Diablo 4 fără să mă ating de Diablo 4. Same, așa. Same, și eu am văzut care e faza cu Diablo 4 și este... Păcat de el, este brânză bună în burduf de câine Cum așa. se zice uh, Good cheese in, uh, in dog stomach Exact, dar te rog uh, Grim Dawn, un joc da. care îmi place foarte mult Dar nu mai am, am jucat uh, Am avut uh, această dilemă weekendul ăsta Am zis că, băi, maș uh, aș fi meditativ și slavic uh, Pentru o perioadă Și am zis, băi, n-am fost uh, Neapărat corect cu Metro 2033, hai să mai bag o dată Am băgat Metro 2033 am, uh, am stat... Uh, prin toată partea de început, foarte scriptată și plină de dialog. Am aflat că I really don't care about this story at all. Nimic din ce se întâmpla nu, nu mă nu păsa. Care e foarte subiectiv. I mean, I'm, I'm, not really criticizing the story and all. I'm just like, nu mi-a venit, aveam niciun chef de whatever Metro 2013 it was doing at me. Uh, și am, am dezinstalat și am zis, but I really want to, 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 uh, to uh, wax slavily Așa că am băgat The Next Best Thing Stalker Clear Sky pe care trebuia să l joc, pentru că nu l-am terminat niciodată. E al doilea din seria Stalker. Pentru cine ține cont, am terminat Stalker, uh, Shadow of Chernobyl sau Oblivion Lost pentru aia bătrând din, uh, din comentarii, uh, și am băgat Clear Sky în sfârșit. Băi, I I love Stalker so much. Whatever the fuck they're doing, pentru că nu e un joc It's the jankiest of all slav janks Ai I putea spune că e de archetypal slav jank, despre care vorbea și uh, uh, Joseph Campbell în cartea sa, o erou cu o mie de jankuri uh, de acum o mie de ani. Uh, și uh, este. You, it's so comfortable to just walk around, take a sip of vodka, dai cu, dai cu șurubul în anomalie, uh, te plimbi. A, ah, vine un câine cu, cu față de om. Oh, Suca! Uh, do not bite I am just man here Trying to live life <coughs> Și la fel I, I don't care about I don't care that much About the story of stalker either Pentru că like, Se întâmplă chestii <coughs> Sunt facțiuni care au obiective Aia am înțeles Înțeleg obiectivele de facțiunilor În Clear Sky Se întâmplă să fii De partea cel puțin inițial De partea uh, Oamenilor care vor să înțeleagă Tragedia de la Chernobyl Și să o studieze Pentru beneficiul umanității uh, Și uh, I'm like, okay, man, just point me into the open world. Let me just zoop around. <laughs> Eu am avut neșansa să joc Clear Sky la scurt timp după ce am terminat um, Shadow of Chernobyl. Așa. Și din păcate da. e un joc cam, Cam cam la fel ca Shadow of Chernobyl e, e, și joc. E, like... nu doar atât, se și întâmplă în mare pe același hărți, e o suprafață comună destul da. de mare între... să de Call of Pripyat, care am înțeles că mai schimbă din chestii. Și n-am avut, n-am păcat să interacționez cu un sistem care mi se părea interesant, la de facțiuni. Am zis că ăsta de facțiuni e un pic mai dinamic și mai organic în Clear Sky, sau vrea să fie, că își capturează teritoriul unul de la cealaltă, mergi să-i ajuți, no, e... să ataci, să apere. E... E soluția studioului care cred că e CDV, nu? CDV? E studioul care face stocker cred că da. Să văd. Cred că sper să nu greșesc. Uh, e soluția lor de a uh, ți da, ați ocupat timpii morți în care mergeai dintr-un loc în altul. Gâsă Acum că. se mai întâmplă să mai. Uh, cum e? GSC. GSC. Ok. Aia, aia, a făcut și Cosex. E, na. Da. Serios, da. acela studio a făcut și Cosex și Stalker. Da. Două dintre jocurile mele preferate. Da. Tăte de la cu. Ok, good. Um, deci. Um, este, uh, sistemul de facțiuni e doar o, uh, just the busy work you do Înainte împușcai oameni, știi că se mai întâmpla să mai găsești uh, oameni care se băteau unii în alții Acum ai și un reward atașat uh, de okay. chestia asta, adică a, ai împins bara facțiunii ăsteia Dacă împingi bara suficient de mult, they love you, they give you kiss and you and vodka whenever they see you Dacă nu, te împușcă whenever they see you Deci mai pușca. departe, uh, they give pușca to you Uh, Cred că nu funcționează foarte, foarte diferit de ce făcea și Stalker behind the hood înainte, like în, în Shadow of Chernobyl, că și el avea un sistem de facțiuni, dar dacă nu te plăceau, te împușcau și puteai să-i super pe toți dacă omorai suficient din ei. Mă rog, acum ai, ai și un sistem de, de facțiuni cu total strength, chestii genul ăsta, să te uiți la bare cum cresc dacă faci chestii. Uh, nu știu dacă ai și reward-ul atașat de chestia asta, poate da, poate dacă te duci la magazinul facțiunii îți dă, nu știu, special pușca. That you shoot other people with uh, Îmi place sistemul de upgrade-uri de arme E foarte mișto făcut uh, Pentru o sumă de ruble și uh, îți bagi uh, Nu știu, stock diferit la armă Și trage mai bine Care este, aș putea spune, esențial în stock pentru că nici o armă nu trage corect în jocul ăsta oh, e, e, uh, e, like... Dar unele, unele trag <laughs> mult mai incorect decât altele Cum ar fi Dragunovu care are are alea subsonice Am zis subsonic, subsonică și trebuie să tragi cu boltă Cu dita, ai pușca cu lunetă Cam în viața reală, ce te plângi? Mă plâng de faptul că nu sunt în viața reală și mă joc un joc video. Fă-l hit scan nesimțitule. Este, uh, da, nu, e, e, asta am făcut primul lucru pe care primul lucru pe care l-am făcut. M-am dus la Upgrade când l-am descoperit, de Upgrade Shop și mi-am upgradat accuracy-ul la căcatul meu de MP. Numai ca să nimerești ceva 30% of the time, spre de 10% of the time. Morrowind <laughs> as combat system. <laughs> yes, basically. Dar în schimb, mai e, e foarte frumos. Jocul arată bine, arată foarte bine. Și n-aș putea, adică nu m-aș fi, n-aș fi crezut acum 10 ani, să zic despre uh, Stalker că are great art direction. Like, texturile sunt toate sunt uh, poze sau foarte hiperrealiste. Uh, am bătrânit foarte bine fiind uh, numai spațiu natural cu copaci veșteziți, ajută foarte mult chestia asta, copaci nu sunt foarte în viață, peisajul e mort, deci da. uh, you, you can put a stump here, ah ok, yeah, that's prepared, uh, dar uh, în rest cimenturile arată 10 din 10. Și stâncimentul pe acolo Cred că tot timpul o parte foarte bună Din, din Stalker A fost uh, unul la mână sistemul de lighting Adică noapte-noapte Noapte-beznă da. noapte Nu că noapte ai oh, un da. pic de tot vezi, Nu, 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 e fucking beznă Și are niște skybox-uri atât de frumoase Și a avut tot timpul Niște skybox-uri atât de frumoase Jocul ăsta, indiferent deci, de vreme Clear Sky are skybox-ul blur. Se vede că e textura mai mm -hmm. veche Dar doamne, arată bine în continuare și are și chestia aia pe care nu știu cum o face, cred că prin niște, I don't know, sunt texture shading or something, uh, dar lumina cumva ignoră norii, norii opresc lumina soarelui, uh -huh, chiar uh -huh, dacă skybox-ul uh -huh. e static, e foarte frumos făcut. Uh, și da, lighting-ul, la fel în timp real, dacă care se întâmplă când e o furtună. Oh, doamne, și bine fulgerul ăla, și se vede când când dă fulgerul, lovește fulgerul pământul, fereastra lasă o o o, o, da, o urmă de lumină foarte dramatică, e foarte frumos. Este simulat de melancolie, sla melancolie slavică uh, you look at dead uh, paisaj, uh, you sip vodka. Uh, yes. Sometimes blood sucker comes to suck you off yes. <laughs> Băi, recomand, recomand uh, Stalker, toată seria uh, ce, uh, În schimb just, you know, be warned dacă n-ați jucat niciodată Stalker, este cum a zis și Paul, e Morrowind as uh, combat, adică imaginați-vă cum stăteați lângă o chestie și dădeați cu sabia de 7000 de ori ca să dea de 3 ori și să vă omorâți chiar dacă damage-ul vostru era imens Așa e și Stalker, numai că de la distanță și bullets kind of fall to the ground. Deci e mai frustrant. Doamne, deci Dragunovul e cel mai frustrant. Că ăla și stai la distanță cu el, știi? Restul, whatever, tot timpul de aproape. Nu conta că au fall-off gloanțele. Nu, nu, nu. Dacă ai răbdare și știi să țintești un pic în sus, poți lovi și cu MP-ul de la distanță. Dar trebuie să ai răbdare. E frumos. plaque. Bun, Paul, hai să vedem ce ne-a scris lumea! Am selectat pentru dumneavoastră în acest, în acest episod două oh. comentarii, unul de pe YouTube și unul de pe SoundCloud, de la episodul 343, unde nu-i cap, vai de com, iar ambele comentarii se leagă de această temă a episodului și ne vor duce împreună în segmentul de știri și de și unei discuții uh, ulterioare. Vreau să citesc acest comentariu de la Shrimp de pe YouTube care zice Doare faptul că am zis despre Capcom acum ceva timp, basically cu o secundă înainte să lanseze Dragon's Dogma 2, faptul că au un culture relativ ok comparativ cu restul companiilor din Japonia, well, never again, lumao! Uh, vreau doar să spun că uh, fools, nu uh, corporațiile nu vă vor binele, nu fiți prieteni în corporațiile, nu... Da, chiar cum avea chestia, n-am să vorbim la podcast despre asta, au mărit salarii, au făcut o grămadă de chestii... da. De, da. Dar o, o să zic imediat ce părere am în linii mari Băi, despre Capcom. Aș zice, like, you remember Blizzard? You're acting like you all oh, don't da. remember Blizzard. Oh, da, doamne. Cum <grijin> can do no wrong. Exact. Și uh, un comentariu care îndeamnă la gând de la Cristan pe oh. SoundCloud. Nu știu dacă am înțeles cum au fost implementate în jocul ăsta și departe de mine gându-seau apărarea microtransacțiilor, dar dacă e să adaugi microtransacții într-un joc, cum e mai bine să fie? Cosmetice pe care totuși le vrei până la urmă, items esențiale sau OP, în esență pay to win, sau items și resurse pe care le poți obține relativ lejer și prin joc, iar singurul avantaj pe care îl ai plătind e să economisești doar puțin timp, când înțeleg că nici nu e nevoie de mult grind. Pot doar să adaug că, like, obiectiv vorbind, evident că ultima, da. obiectiv, dacă este, da. dar nu-mi place genul ăsta de chestie, dacă e să exact. pui, poți să nu pui. Da, asta e asta și... Da, da, evident dai, că da, ultima. Dacă e să vorbim despre cum ar trebui să fie, adică, da. ok, mi-a pus și eu pistolul la cap și da. uh, mă întreabă cum vrei să fie, da, o aleg pe a treia, evident. Dar, unless, Am jucat I would simply yeah. do a sick kung fu move and rest the gun away, nu accept această această paradigmă în care trebuie să uh, să fac alegerea asta. Uh, da, ideea e în felul următor. Eu, personal, resping ideea de microtransacții într-un joc care are preț premium. Da. Nu mi se pare că are ce căuta acolo. Are ce căuta în free-to-play-uri, are ce căuta în uh, jocuri care, nu știu, costă foarte puțin și sunt oricum uh, chestii online și, uh, nu știu, ai dat 10 dolari pe dacă ce joc și după aceea mai bagă skinuri, în nu știu cât timp. Dacă, d dacă e nevoie și ai tu pe U, ca, nu știu, ca producător sau higher-up din studioul respectiv să vii să spui că, da, domne, dar jocul nostru a costat foarte mult, bun, to make the money back, atunci jocul tău a costat prea mult, trebuia să coste exact. mai puțin. Trebuia să coste no, mai puțin. Nevoie. da. Puțin nu e yeah. nevoie. De ce mai multe ori nu e yeah. nevoie de atâta. Am ascultat mai mulți oameni vorbind despre subiectul ăsta trecut, am ascultat Second Wind, am ascultat Podquisition, am adunat așa o, un set de reacții și de, de păreri pe subiect mai eclectice. Ce-am învățat foarte important despre acest joc, mai ales despre Dragon's Dogma, e că, unul la mână, da, aceste obiecte pot fi obținute și în joc, acele obiecte care îți fac instant fast travel unde vrei tu sunt mai limitate, costă foarte mult, dar poți să faci bani sau așa. Dar există un sistem alternativ de fast travel despre care oamenii care făceau rage bait la sistemul ăsta nu au zis. Ai tot timpul posibilitatea să te urci, să mergi undeva într-o stație de, de ox carts. Evident, te urci în căruță începe să meargă căruța cu tine și după câteva secunde apare butonul de doze off, care e efectiv skip travel. Poți să stai, să te care miști tot Skyrim. Drumul. Da, exact. Poți ca să Skyrim. Te trezești în la din Skyrim. Dacă dai doze off... Nu, 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 nu. ai, ai căruță, ai căruță să da, uh, și faci la fel, nu mai ai de început. Voi am uh, dat -o să fac că dacă, dacă yeah. dormi în Dragon's te trezești în Skyrim în, la începutul Oh căruței. my fucking god! Oh. Deci există un fast travel, un pic mai limitat, trebuie să mergi fizic până la Oxcart Station și să faci asta și după aia să te lase undeva, dar există. Deci nu e loc doar în spatele microtransacțiilor. Ăsta da. e și motivul pentru care n-am fost așa de harsh pe el, nici măcar nu erau în joc efectiv, erau pe Steam Store, da. nu apărea un joc, nu te Experiența cu Experiența mea, Precedenta cu, cu capcom-ul exact. m-a dus, dus cu gândul să da. zic că e cam aceeași situație și la asta, dar da. it's still bad, asta cum exact. a fost și la alte care mi-au plăcut. Da, în același timp mi se pare important să nu cedăm teren, că așa ne alegem cu companii care se pare ok să facă glume cu horse armor în 2024 da. și să le facă să costă 60 de euro. Like, nu, nu. Așa au furnici. Exact, exact așa au exact așa. Așa furnici, deci da există o, un loc să avem o, o, conversație nuanțată despre microtransacții. Acel loc nu este într-o conversație cu mine, pentru că eu sunt hardliner, dar admit că se poate... Na, cum am zis, dacă costă jocul tău 65-70 de euro, ce faci să mă mai taxezi după aceea? Chiar dacă sunt chestii opționale, chiar dacă sunt doar skin-uri, chiar dacă sunt whatever, n-ai nicio să mă mai taxezi. Îmi pare rău. Like, nu, fă jocul mai ieftin. Fă-ți fă fă modelul de business sustenabil, fără să nu se bazeze pe faptul că unii fraieri pot să dea bani și o să dea bani pe chestii de genul ăsta. Asta este părerea mea. Eu sunt foarte, foarte hardline la mică tranzacții, pe multe alte chestii, în special, basically dacă nu e free to play, get the fuck out. Cosmeticele nu sunt deloc opționale, fac parte din da, experiența a, jocului, absolut, pentru absolut, mine absolut, mai... Absolut. Like, este normal că, mai ales dacă are componentă online socială, vezi Fortnite, B deci, dar nici măcar atunci, în Diablo, frumusețea era să descoperi setul de armură, să te echipezi, să, să frumos personajul, în pula mea, nu există Just Cosmetic și acum Blizzard le vine cu 20 de ori, pentru că they know they're sought after. Elite Dangerous e în esență un joc multiplayer, online, whatever, dar eu îl jucam da. full single player, nu interacționam cu alți oameni cu nimica, dar da. voiam să fac nava mea să arate cum voiam eu să arate și literalmente... E aproape imposibil doar jucând jocul să aduni suficient in-game currency din ala ca să-ți cumperi un skin să arate nava cum vrei tu. Oricum e doar o selecție limitată din care poți alege. Jumătate din jocurile NFS Underground sunt progresie cosmetică. De ce dacă e doar da, opțional? Da, exact, Why? exact, da, adică... un o efectiv mecanica centrală în Need for Speed Underground era să-ți tunezi mașina și să-ți pui toate patru straturile de vinil, pentru că dacă ai acces la patru, le folosești toate patru, să pui flăcări peste fulgere, peste frunze verzi, adică... Să meargă repede! Normal, cum să meargă repede dacă n-am flăcări pe ea? Tu ești prost? Tu gândești un pic? Nu-mi place argumentul ăsta cu Jazz Cosmetics, în general, mică tranzacție într-un joc, full price, n-am ce căuta acolo, that's basically our stance... Și Na, cum am zis, părerea mea e că deși da, există un loc să avem această conversație nuanțată, nu trebuie să cedăm niciun centimetru pentru că ei oricum o să încerce indiferent că îi lăsăm sau nu, ei o să progreseze în continuare și singurul mod de a încetini această, această avansare a modelurilor oribile de monetizare e să te plângi, să te smiorcăi cum fac eu la fiecare fac în instanță de multiplayer. E o poziție ingrată nu-mi place că sunt poziția asta, consider că este datoria mea morală să o fac. Pentru că altfel ne trezim ca EA cu Star Wars Battlefront în care au zis, a, punem lootbox-uri în jocuri acum. Uite, eu vreau să pun lootbox-uri cu pay to win shit. Și totul mi-a zis, nu, nu, no you don't. Dacă EA ar fi așteptat Mamă. un pic, ar fi așteptat să fiarbă broasca un pic, le-ar fi da. ieșit. A făcut-o prea devreme și acum avem legislația anti uri M-am săturat să aștept ciclul ăsta de piață care să se reglementeze pentru că suficientă lume s-a plâns și apare un exemplu mai extrem care forțează Uh, organele legislative să facă legislație. M-am stăturat. Can't be just like have game? Nu. No. De ce trebuie <laughs> să ne batem cu, cu ceea ce uh, like, se comportă ca un bebeluș imens, acești giganți, care nu știu, nu înțeleg de nimic și trebuie doar să le să țip la ei ca să, ca să facă ce trebuie? I'm tired. În concluzie, uh, da, dintre variantele expuse de Cristan, a treia este ultima. obiectiv vorbind, ultima, este obiectiv vorbind, cea mai uh, tolerabilă, acceptabilă etc. Uh, da. But you'll have to pry it from my cold dead hands. Ai, <laughs> uh, cum e aia, Era o replică într-un film obscur, ai. Uh, I reject your reality and substitute my own. Da, acel film obscur <laughs> este Mythbusters. Nu, este cultuit dintr-un film. E, eu deci, știu de la I reject your reality and I substitute my and own. Substitute my own eu o știu de la quote, Adam Savage. Așa că el sees... a, Adam Savage, cultuit e un film. Nu e replica lui, dar <laughs> da, știu ce zici. Că zic dacă de zic l am auzit era o... în promo. Era în promo de pe Discord. Știu că era în promo, dar dintr-un film obscur, bad, de sci-fi, schlocky, whatever. Uh, quote, uh, quote. Yeah. Caută, e de unde un este Dr. filmul Whomst. și zic St. Nu e, e din din Dr. Dr. Zice că e dintr-un episod de Doctor Who, din 74. Un episod? Nu știu, mi-a zis pe a, Reddit. Ah, de Doctor Who? Da. <laughs> nu, nu cred că e Doctor Who, dar uh, posibil? a nu, know. Anyway, eu, e dintr-un film. Uh, bun. Paul, haide, atunci, dacă am vorbit de vincă tranzacții să trecem la știri. Și prima știre este chiar Dragon's Megma! Yeeey! Trebuie să joc mă Dragon's Dogma chiar chiar S eram S uh, hyped about it eram like super pumped de la, de la oamenii care l-au jucat am înțeles că chiar este distractiv dar adică e distractiv dar, dar, dar să, știi mai, am am avut experiența atât de uh, stalker e distractiv dar uh -huh. și ale cel mai mare Sailing dar era, era e distractiv dar <laughs> Da deci I, I can do distractiv dar trebuie doar să fie distractiv pe gustul meu Ata At da. tot uh -huh. uh, și trebuie să joc și primul pentru că chiar eram curios cum e uh, Dar, Dragon's Dogma Uh, face niște chestii acum. Uh, deci, face, pune un patch, un update uh, și uh, adds a handful of features to Capcom's action RPG, including one of the most requested options since launch, the ability to start a new game when save data already exists. S-a plâns, cred că, Marty de la Second Wind de ăsta și alte jocuri. Dăm mai mult de un save file. Lasă-mă să mai multe save files. Cum să-mi dai un singur no, save va file? Nu, îți va lăsa un singur save file în continuare, dar acum poți să îl rei de la zero. Which ah, was wow, okay. fucking stupid că nu puteai înainte Ah wow, deci atunci ce a început jocul nu mai puteai să-l începi? Nu mai puteai, nu mai puteai Și, și, din ce am înțeles, cam ăla era planul Adică chestia asta, schimbarea asta, sunt aproape convins că s-a întâmplat din cauza backlash-ului Nu era în plan să o patchuie Oh, uh, what the fuck I know, right? Probabil că ți a fi vândut și un new save file la un moment dat Dacă nu o făceau deja, I don't know Okay, mon, nu, nu sunt la curent model. cu, nu sunt la curent cu toate microtransacțiile, dar mi se pare, pare genul ăla de update pe care le faci că a țipat lumea urât la tine. Okay. Anyway, din experiență, o zic. Uh, da, Asta asta a fost uh, patch și mai, uh, mai adaugă niște chestii, mai uh, mărește numărul de consumabile la niște magazine, consumabile la care îți poți uh, uh, reface cosmetic personajul și uh, companionii, uh, de la mi se pare că de la 2 per shop acum sunt 99 ceva de genul. Okay. Iar am cool. înțeles că e, Se un, pare că e un character creator extrem de versatil și ăștia au este. Un limitat numărul de consumabile cu care îți poți reface personajul. Yeah. Da, pe de decizii care să constângă lumea să cheltuie bani pe ceva, Mm -hmm. Erau, anyway, erau consumabile astea pe, la microtransacții? Da, pe... consumabile astea erau, erau la microtransacții astea, da. Astea, da. Deci, gen, asta da. asta sigur le erau. Aia cu... Le puteai cumpăra da, în joc. Da, dar, dar să cumperi cu bani. Dar puteai să cumperi doar două. Dar erau doar, doar pe două. Magazin. Acum okay, s-a okay, okay. la 99. Interesant, interesant. Okay. Which is a big change. Uh, și cea mai interesantă, again, nu știu cum e cu salvarea, dar și aia pare genul de schimbare. Anyway, whatever. Uh, uite ce se face când țipul dă la oameni care sunt corporații. Ar trebui să fiu toxic mai mult cu oameni. Bă, mă a, o mult oameni din, din punct de vedere legal american, adică corporațiile. Da. Da, exact, Na. da, oamenii de tip uh, corporație. Mă învețează <laughs> foarte tare că eu tot făceam gluma de câtva timp că o să încep eu Gamergate 2 decât ori aveam o, o frustare <laughs> de asta minoră și acum le-ai niște ratați care n-am vorbit la podcast despre asta nici nu am chef că pare gen de chestie care nu o da. să prindă tracțiune și o să dispară și să -o, o să uităm de ea în câteva luni. Niște ratați care au găsit ei o companie de consultanță narrativă care practic îți fac sensitivity reading pe scenariu, adică Tu e quem? Tu e quem? dizer Hey, olha am persoane de această minoritate în joc. Ți se pare că i-am reprezentat corect și ei zic da sau nu. Și cam asta fac și aia e tot. O, și o chestie pe care ar trebui să facă toată lumea dacă dorești să O chestie să care e standard în industrie, by the way. Da, adică e, nu e nimic e, yeah. Na, în fine. Anyway, și gen, e, e ca și ca la Hollywood în care au uh, compania aia de American Humane Association care se asigură că dacă ai animale pe platou, animalele alea nu sunt maltratate sau abuzate și da. gen e la fel, standard, să ai pe cineva de acolo în... Yep. A, în fine. Dacă vrem să tratăm ca un medium de adulți și pentru adulți și serios jocurile video, trebuie să permitem acestor standarde să se înfiri pe că nu poate să rămână tot timpul această chestie de Wild West, Silicon Valley, trei oameni transpirați într-o un într garaj care stau și tastează și scriu cod și scot jocul și nu o să meargă Că la un moment dat o trebuie să se standardizeze toate practicile în industrie, că altfel, iată ce se întâmplă, cu Jocul de oameni care stau în garaj și scriu cod la joc pe brânci, îți dau poveste de genul dum. Da, un text exact. la final de episod. That, that's what you're getting. Da. You want big narrative stories, you're gonna da. have to get the big, uh, the serious people. In the me, a fost o parteză foarte mare să zic doar că mă enervează foarte tare că acum nu mai pot să fac eu gluma cu o să fac Gamergate 2, că asta și făcut. Aș fi făcut eu Gamergate 2 pentru faza asta cu Capcom. Faci Gamergate 3. Oh, asta e o idee, Anyway, am mai, mai ai ceva despre Dragon's Dogma? Ceva chestii no, spicy -da. din Flash Am eu un citat dintr-un interviu dat de CD Projekt Red mm. în, într-un ziar polonez. Da. De la, aș, numele poloneze, Piotr Nilubovici, Nilubovici, cred, așa, Instit, Suna ceva pe Nu știi câte Z-uri și W-uri am tăiat din pronunție ca să pronunț asta. Uh -huh. A vorbit cumva, se simte că a făcut o reacție la reacția, la uh, Dragon's Dogma, despre microtransacții și planurile lor. Uh, cumva știm deja că de ceva timp uh, CD Projekt cochetează cu ideea de a face un live service, de a face jocuri multiplayer, free-to-play, online, care vor veni evident la pachet cu microtransacții și din astea, dar au ținut să rei în, așa, în urma scandalului cu Dragon's Dogma că ei nu vor face asta în jocurile lor single player niciodată, că jocurile sing că nu au ce căuta microtransacțiile în jocuri single player și că nu au niciun sens acolo. Și sunt absolut de acord, adică sunt absolut de acord, sunt de acord că n-au ce căuta acolo, dar în același timp aș putea argumenta că au la fel de puțin loc și în jocuri multiplayer care au deja un alt model de finanțare, vezi, plătit preț premium, pentru că da, e stupid să dai bani pe cosmetice în Fallen Jedi Fallen Order, cum era planul la lansare, să ți iei skin de roboțel cu bani și cu din astea. Dar, da, dar uh, cum a zis și Edgar, vreau să-mi fac mașina cum vreau un Need for Speed Underground și de astea. De ce, de ce 20 de dolari pentru un cal frumos, Paul, în Diablo 4. De ce nu. este mai acceptabil să faci asta într-un joc multiplayer cu mențiunea că e un joc multiplayer care a costat un preț premium, un Call of Duty, un uh, Battlefield, un din ăsta, un Skull and Bones, care i-a redus la 40% deja, ai dat bani, ai dat preț premium pe un joc și trebuie în continuare să dai bani pentru că e multiplayer. De ce? De ce, de ce libertatea de a-mi customiza personajul sau avatarul sau nava sau mașina în joc e, e limitată de dacă jocul e cu alți oameni sau nu? Că poate că eu pentru mine mi-o -mi customizez în primul și în primul rând. Oh, no. Simt că a, a... Deci nu, nu că simt, absolut clar a murit a, jocul multiplayer care just comes out and that's it. Absolut. Like Quake 3, it just came out, that's mm -hmm. it. Patch-ul, na man, just, yeah, play it as it is. a murit seriile de calculatoare. Așa e. <laughs> vreau doar să zic că faptul ăsta, faptul că și, și când l zic zicând chestia asta, ți se pare normal. A, ah, da, evident. În jocul single player nu, în jocul multiplayer sigur, da, de ce nu? Dar nu e normal. Dacă te gândești 3 secunde, nu e normal. E normal doar pentru că a fost normalizat. E normal pentru că la un moment da. dat Valve, Valve a decis că se poate. Da, da. Și nu trebuie să uităm Valve niciodată că Gabe uh... ul a făcut asta. Nu, Valve împreună cu, cum îi spune, economistul grec, am uitat cum îl cheamă, cu, Varoufakis, uh, așa? Da, Varoufakis, așa. Vă zic țiprăzăle de premierului. Au premierul. făcut uh, cel mai oribil lucru uh, uh, care s-a întâmplat gaming-ului vreodată. Da au făcut pălării. The hat economy. Ha, da. da anyway, going. da, e... Și cum am zis, ele vor exista. Deci, asta zice ăștia de la Second Wind. Ei aveau cumva o atitudine un mai... Nu zic nihilistă sau așa. Dar e o atitudine la modul de ce să mă enervez pentru că va exista în continuare oricum. Acolo suntem. Poți ori să te, ori să te uh, cu ideea, ori să mori nervos. Și e o poziție o să cinstită, mori nervos. Da. Dar eu personal aleg să mor nervos. Nu pot <laughs> să cer nimănui alt, cuiva să moară nervos în locul meu. Nu poți no. si cer lui, um, lui Nick Calandra de la Second Wind să moară nervos. E dreptul lui să să petreacă cum vrea uh, ziua. Nu e ca și cum au apărat vreunul din ei modelul, știi? Era no. opinia a fost ceva de genul um, Iadzi, nu vreau, nu vreau să aud uh, niciodată fuck off, nu, nu, nu. Uh, Frost care a zis, uh, bă, el există, e un loc să existe, dar trebuie reglementate și trebuie să ținem cont că ai oameni neurodivergenți, ai, că pot să fie predători și să se, uh, efectiv, să trăiască oamenii că au investit mult prea mult. Și da. uh, ăsta Nick care a zis suntem acolo either deal ului de și Marty care a zis bă nu le iau apărarea dar mi-am cumpărat nu știu câte skinuri în Suica Game El, he's the mark știi? he's the mark și mi-am luat skinuri în Iată. și mi-am luat în Dota nu știu în ce mi-am luat chestii mi-am luat în am luat chestii dar nu skinuri mi-am luat items în Team Fortress că nu aveam chef să grindy pentru ele Alea care schimbau Singura chestie Da o chestie care e o microtransacție și am luat-o pentru că era gameplay microtransacție, era un mini DLC, if you will, am luat toți cop commanderii din StarCraft 2. Iată. Care au ieșit unul câte unul. Și fiecare îmi pare că era la 4 euro ceva de genul. Adică era mult, dar nu obscen de mult, nu 25 de dolari pe un cal mult. Am mai luat la. cum zice? Am luat toate triburile la Politopia pe mobil. Pentru că sunt gameplay sunt gameplay, sunt gameplay exact. și la fel în Northgard a apărut un, un DLC nou de nu-i A, știu dar a apărut uh -huh. un DLC nou cu o nouă civilizație probably never gonna play it am luat până pentru că știu că vreau să fie jocul complet am boala asta trebuie să da. fie jocul complet și cred că cei mai mulți bani nu foarte mulți undeva la nivelul zecilor de euro sub 50 am băgat în Warframe în care măcar nu mi-am cumpărat ceva anume pur și simplu am jucat câteva luni de zile Warframe care e gratis mă simțeam mult prea bine jucând Warframe și mi-era jenă, mi-era efectiv jenă că stau pe moca acolo și am cumpărat premium currency și am zis, lui folosi eu la ceva. Și am băgat gen într-o lună 20 de euro și într lună încă 20 de euro, ceva de genul ăsta. Yeah. Și you just spest... have to, ești acolo, ești acolo. Ai starea în care trebuie să fii pentru jocuri de genul ăsta. Mm -hmm. You're there, no. what now? Ah, I could buy some currency no. to do some crazy shit with it. That's și it. Vreau să menționez că aceste trei exemple pe care le-am dat sunt toate trei jocuri gratis cărora le-am dat bani pentru că am vrut ceva din ele și nu cred că a existat vreun joc vreodată pe care să fi dat bani premium și după aceea să mai cumpăr o microtransacție opțională ulterior. Nu cred că a existat niciunul de genul. Poți era gratis? Da, da, nu, nu, nici eu, nici eu, nu mai la gratis. Iată. Am dat bani la Realm Grinder ca și tine. Da. E un joc foarte bun. Yep. Da. Da. Anyway, asta cam asta este. e pe lung și pe scurt. Poziția oficială despre tranzacții. Hai să vorbim despre macro Am găsit un uh, stick USB foarte slinos undeva și fie începe pe... ai găsit uh, uh, Da. Cu gura. Ce? Nu. Anyway, so... Nu uh, nu <laughs> um, Embracer Group... Uh, Încearcă să... <laughs> Paul lingea ceva și nu-mi dau seama ce este. E un hard disk, ok, ok, ai lins un hard disk, ok, să știe lumea de alta. Ok, bun. <laughs> este Embracer Group acum încearcă să face chestia aia pe care o făceau oamenii în filmele vechi multe în care erau în cădere și se apucau de chestii, se apucă de ceas în mijlocul Times Square. Asta face Embracer Group acum și vinde, vinde Gearbox. Vinde, o companie pe care a dat 1,3 miliarde de dolari. n <laughs> au cumpărat-o? Ba da, 1,3 miliarde de dolari. Cred că e cea mai mare achiziție în pe da. singur development Era, era uh, flagship uh, studio. Da. Ei bine, acum o dau mai departe la Take Two pentru 460 de milioane. Paul, nu-ți merge mintea ca la Nu faci bani. Tu, nu o să faci bani niciodată dacă nu faci scheme și. Deci ca Așa făceam și eu. Mergeam, mergeam, în fucking Japonia, cumpăram catane cu 300 de, de whatever pretend coins în sailing era și le vindeam cu 100 în China. Creier, creier. Ce faci bani? Se numește mea? pump and nu știi tu asta? <laughs> <laughs> so e, a, a făcut un okay. <laughs> a făcut un very short pump and dump cu, uh, cu Gearbox și l-a dat la Take Two. Uh, nu sunt uh, nu mi se pare uh, acum vorbesc pentru fanii, dacă există fani Gearbox care ne ascultă. This is not good news at all. Take Two e o companie oribilă. Este, dar oricum deja deci, erau publicați de... Erau publicați, dar, dar măcar dacă sunt sub take to acum, ele gonna have even more say into their games. Deci probabil că următorul Borderlands o să aibă și mai multe microtransacții. B Din câte am înțeles, Borderlands e of ok cu microtransacțiile. Absolut. On the side of ok. Este, este. Adică sunt foarte multe DLC-uri, nu știu. E genul de joc în care, are Golden Keys are, are Golden Keys nu am, nu am atins de ele Să le folosesc E genul de joc în care ai chestii out of game Pe care le poți cumpăra anyway Nu aia contează Voi numai să zic da, sunt multe, multe costume de cumpărat pe, pe Steam La 2 cel puțin Chestii de genul ăsta Tu realizezi că Gearbox în afară de Borderlands Nu are nimic de succes? Băi, a avut de succes Dar ideea este că Borderlands a eclipsat complet A avut Brothers in Arms Care este din toate punctele de vedere O serie de succes la vremea aia a fost o serie de succes Dar asta e Borderlands a fost atât de succes Încât nimic ce-au avut în trecut de succes N-a mai fost bun Definitiv sunt The Borderlands a Company acum Da Să nu uităm că Gearbox erau Trebuia să fie un studio auxiliar Valve Ca au și tematica numelui They were The Gearbox Da, da, da Da, da Anyway, asta e Abia aștept să văd următorul Borderlands Subtake Two de data asta Super tare E bine că acum merge la Subtake to Gearbox după ce, a fost după ce a fost cumpărat Pentru că CEO-ul Embracer Lars Wingfors. um this gata Yeah ok am terminat cu okay swear we are ending the restructuring program now end of march and the gearbox restructuring progress has been part of that program now we are getting approached i would say not quite daily but on a weekly basis by companies that would like to acquire certain assets within the group and i've been very clear that they're not for sale because they're a very important part of the group and for the shareholders of the group going forward paranteza mea abia layoffs de la companii foarte importante pentru grup. Compania importantă, angajații, nu știm. I think it's way too early to start uh, talking about restarting the mergers and acquisitions engines again. Uh, da, da, cred, și eu cred același lucru. Și eu cred că este un pic prea devreme să... Nu o să vină nimeni să... la tine. Now we are in the late phases of the consideration into the future of the group, and that's our highest focus and priority. How we set up ourselves and structure ourselves and utilize our assets we have within the group and have them work together. Shamaisiska Plan Lord Akum to increase profitability and cash flow generation and simply making better products and games. Bring me the very bold uh, vision. Bring me the business juice, Paul. Da. The business. E ce chestie, după, după, ce au cumpărat companii multe și mari cu bani pe care nu i aveau, acum planul lor este să facă produse și să le vândă. Foarte interesant. Oh, e este Cred că așa se simțeau și oamenii de rând în Evul Mediu când întâlneau un alchemist. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. like, and you, and you wanna want do what with lead? What? And how is that pro how how does that make sense? Ok man, you do you, man. You do you. Oh, sper să nu pice piața, sper să nu pice piața de alchimie, <laughs> sper să nu vină iluminismul. <laughs> Doamne ferește, nu, e da, mă bucur pentru ei și le urez doar succes în... Doamne ferește, cum... Îmi place să cred, îmi place să cred că undeva în 100 de ani... O să fim capete în borcan și o să, o să râdem cu toții de aceste, nu știu, derapaje ale secolului 21 economice. Superb, 10 din 10, nu, no, nu. No. Yeah. Asta e, Paul. Ce se mai întâmplă cu compania mea preferată? Nu, El, care este compania mea mea preferată. Nu, nu, nu. nu. A, a, e, e, a, e, team Sweeney este omul tău preferat. Ok, mi Mie bun. îmi place Dacă, compania. Ok, ok. okay, okay. Putem să împărțim We custodia. We Putem să împărțim custodia. We are not... okay. Dar nu e neapărat, neapărat despre Epic, despre, despre ah, peisajul... Despre peisajul Epic. Da, despre peisajul jocurilor indie și ce dealuri mai aveau ei cu Epic și cu Game Pass-ul. Deci, la GDC yeah. au fost mai multe discuții și un interviu care, la care a luat parte uh, o persoană de la uh, Mega Crit, care au făcut Slay the Spire, uh, numită uh, Casey Yano, și Chris Burasa de la uh, compania care face... Darkest Dungeon. Deci doi developeri indie care au produs jocuri, care au rupt piața indie și așa mai departe. Și aparent, din ce zic ei, destul de deschis, s-a cam, s cam terminat rezerva de fonduri pentru aruncat în jocuri indie ca să vină pe Epic, să vină pe Game Pass, să primească chestii treburi. Zice... ce și Game Pass-ul băgat da, la... Da, 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 este vorba okay, de, okay. în general, de toate deal pe care le primesc companiile indie pentru prezența lor pe platforme. Cam, cam Este ah. I talked to at least uh, five small teams, like uh, 35 members, and under uh, during GDC, and they're like cuts, cuts, cuts. Funding cancelled. Talks that were going uh, on for a year cancelled. It sounds like shit. We're definitely very privileged to be able to self-fund. Otherwise, I'd be very, very, very scared right now. She uh, continues to spuna come. Banii pe care îi uh, primeau de la Microsoft uh, pentru pus jocuri pe Game Pass, acum un an. Au scăzut extrem de tare uh, ofertele pentru chestia asta, că n-a produsul deja a decolat. Lumea știe de Game Pass, lumea are Game Pass, nu mai primește lumea uh, deals așa de așa de bune ca înainte. Și da. după care completează Chris Burasa că so has epic. The gold rush is over. I come from the northwest uh, territories. The town I'm from was built on gold and then they found the diamonds further north maybe another paradigm shift is waiting for us but i definitely think the scale of the deals i'm hearing about is significantly diminished from the big swinging days certainly we got our epic deal at the right time uh, am da am zis că se va întâmpla asta am cu epic am vorbit yeah. mai mult că epic erau mai vizibili cu chestia asta cu le dăm deal le dăm bani să facă jocul le garantăm revenue-le din asta am am zis că nu poate să dureze la infinit Nu pot să ții pasul în continuu cu asta Se vede și la ce jocuri primim gratis De la Epic, de la săptămână la alta Că se cam termină banii Da, s-au terminat uh, Cred că au ceva ex exclusivitate Adică le permit să dea jocul gratis să uh, perpetuity, că mai tot repetă uh, jocul mari gratis Dar, uh, da. nu uh, cine știe ce au Mi s-ar mi, mi părea să fie o companie Aia care are jocul uh, Nu știu, Double A Maricel Și Epic îl tot dă gratis periodic pentru că nu mai are de ales altceva, m-aș simți prost pentru că deal a fost făcut and I don't get more money out of it. Da, da, așa e. Da, e, e de căcat. Na, era, cum am zis, singura chestie care mi se părea bună la Epic Games Store, la exclusivitățile Epic, la, la Game Pass numai. Game pass măcar e un serviciu palpabil pe care lumea îl apreciază. Dar pentru Epic și asta singura da. chestie care justifica existența Epic Games era că a, mă, mă prefac că fac concurență cu Steam, dar nu o fac, dar măcar le dădea de unor companii bani și le garanta că, ok, te duci la Steam și acolo dacă ai ghinion și se lansează 10 jocuri ei din 1995 în aceleași zi cu tine, ai a pierdut vizibilitate sau poți să fii hit de succes și să ai foarte mulți bani. Sau vii pe Epic, n-ai la fel de mult rich dar eu îți garantez că îți dau X sumă de bani indiferent cât se vinde. Și da. Era, That's un, gamble. Gamble. era yeah. un deal bun. Yeah. Uite, da. pentru pentru Remedy aparent e în continuare lucrativ și profitabil să lucreze cu uh, Epic, dar nu toată lumea e Remedy și nu toată lumea e de calibrul lui Remedy. Și, să o să presupun aici meu, Remedy nu primește bani pe care primește Small Bean Indie Studio. Exact. Am văzut, mai știi că am văzut de la un moment dat tabelul ăla cu ce studio a primit cât pentru pentru jocul lor da. și erau discrepanțe foarte mari de la un joc la altul. Oh, yeah. uh, Ia. nu știu nu știu să zic chestia asta, din afară de faptul că, you know, Epic you do you, man, uh, uh, nu să, -o să subit, nu o să cumpăr un joc nou pe Epic dintr-o serie pe care o am deja pe Steam pentru că I don't work like that, I'm built different, da. dar da, o da, înțeleg. Dar da, cam asta e. Asta cam a fost săptămâna asta? Da, o săptămână. Asta a transpirat din industria de gaming pe această da. căldură? Randy Pitchford oh, Reference. Wow. Da, Uh, și o să mai transpire Randy Pitchford, pentru că este o schimbare climatică și temperaturile cresc. Temperaturile cresc cu siguranță în medie, de la un an la altul. Da, și pe Twitch cresc temperaturile, mai ales când ne jucăm Așa jocuri, este. că se încinge calculatorul. Așa este. Și iar eu, săptămâna aceasta, mă voi juca tot de pe lista de ridimuri, încă un joc de da. tip ridimiferic și anume Iotun uh, Yotun, Yotun uh, Monstru. Exact. Exact la e. Asta voi spune. Iar eu am uitat, am uitat ce am zis în afara de Inscription pe care am zis că o să-l joc cândva. Mai era un din pe care voiam să-l joc exact vine de asta și îmi scapă. Atomic Crops. Atomic Crops. Vine de asta, voi bă, băga Atomic Crops. I don't know what it is. Cred că e un twin stick shooter slash farming sim. Mă rog, slash farming game. Uh, dar nu știu exact. Vedem. Enter the Stardew. Nu, cred că e un pic mai uh, action decât Stardew, din ce am văzut. Spuneau, enter the Stardew, că e gen Enter the Gungeon, dar cu Stardew, știi? Ah, da, doamne, da, da, ah. very good, very good, uh, very good uh, analogy, you made analogy. Ai made an analogii și veți auzi mai multe analogii chiar sunt duminică, nu sâmbătă, la seria noastră de long play unde vor juca în continuare Dark Souls 3 și Edgar se va duce în Brăila. Am furat gluma asta de la, din comentarii. Da, da, dar chiar e Brăila pentru că mergem în orașul ăla în care sunt mulți oameni care vor să dea în noi. Exact, e, e chiar Brăila. Da, mai multe brăile și uh, alte chestii veți vedea chiar aici. Ne găsiți pe Twitch la Joc și Vorbe, pe YouTube la Joc și Vorbe 1416 și Joc și Vorbe Bits, ne găsiți pe iTunes, Spotify și SoundCloud cu podcastul ăsta la All Vorbe, Facebook, Instagram, Discord. Găsiți toate linkurile astea și mai multe în descrierea acestui video sau audio, indiferent ne ascultați sau ne urmăriți. Ne puteți da bani pe Kofi, pe Patreon, pe stream-urile noastre live la fel, linkurile sunt în comentarii și vă mulțumim pentru generozitate. Noi no, iată, ne ajungi și la final de episod de Folk și Vorbe și acum urmează Emeric Imre până mâine dimineață ca să învețe Fimiu să înțeleagă el ce e muzică bună. Ceau, bye!